Circulație îngreunată astăzi dimineață pe strada Victoriei din Baia Mare între Buclă și Refene din cauza unui accident rutier. Două autoturisme s-au ciocnit aproape frontal. Nimeni nu a fost rănit, însă cele două mijloace de transport vor avea nevoie de reparații serioase. Rămășițele de la locul accidentului evidențiază că acesta s-ar fi produs din cauza unui șofer care circula dinspre buclă spre refene și care la un moment dat a virat stânga tăindu-i calea unui alt autoturism care circula din sens opus. Pentru a evita impactul, șoferul celei de-a doua mașini a virat la stânga și a pătruns pe contrasens izbindu-se de un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Cei trei șoferi au fost invitați la sediul poliției pentru declarații. Niciunul nu a consumat băuturi alcoolice.